Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la informațiile despre vreme! În majoritatea Europei, cerul va rămâne acoperit de nori. În Franța și țările de jos se vor restrânge cantități de apă însemnate, iar în Munții Alpi vor fi posibile precipitații de lapoviță sau ninsoare. În rest, vremea va fi capricioasă. Vântul va agita puțin atmosfera în Spania, Portugalia, Germania, Bulgaria, Arhipelagul Britanic, Republica Moldova și Suedia. Și în țara noastră vor fi în orări, ploi și vânt puternic la noapte, mai exact în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Maramureș și local în Transilvania. Temperaturile minime vor fi între 4 și 11 grade. De mâine temperaturile vor crește ușor cu valori între 12 și 21-22 de grade. Însă va continua să plouă în Dobrogea, Moldova și izolat în Transilvania și estul Munteniei. De data aceasta ploile vor fi slabe cantitativ, iar vântul va avea ușoare răbufniri. Și în capitală temperaturile vor fi în creștere, chiar dacă se anunță nori, se pare că soarele își va face și el apariția din când în când. Mâine și poi mâine vor fi 21 de grade, iar joi chiar 26. La munte vremea va rămâne friguroasă, ploile o să apară în Carpații orientali și meridionali, iar la altitudini de peste 1700 de metri se anunță lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica pe crestele montane. În ținuturile vestice vom găsi vreme bună, mâine și poi mâine vor fi 17 și respectiv 22 de grade, iar joi vor fi câteva ploi slabe și o valoare termică de 18 grade. În Iași doar mâine o să plouă și o să fie o temperatură scăzută în jur de 13 grade. Depoi mâine vremea se îmbunează și vedem puțin soarele. Miercuri vor fi 19 grade, iar joi 23. Norii vor apărea și la Cluj. O să mai plouă din când în când și vor fi câteva rafale de vânt puternic. Valorile termice ajung până la 19 grade. În Republica Moldova mâine găsim în continuare ploi consistente. Temperaturile nu vor depăși 13-14 grade. Ei bine, acestea au fost informațiile despre vreme. Eu sunt Alexandra Boluțescu și vă doresc o seară minunată, indiferent de vreme. La revedere!